dăruit acolo și am ajuns la filmări acolo, unde am cunoscut un tip, trebuie să-ți spun, general, conducea toată armata care se filma acolo, să făcea filmul Azvăbăjdenie Europa, în care eu jucam pe Otto von Scorzeny, adică mâna dreaptă a lui Hitler. Care nu m-ați văzut în filmul ăsta, sunteți pierduți să mă vedeți cum m-a machiat ăla cu fața. Da, mă, zis, da. Da, mă. Formidabil ce machiaj mi-a făcut. Ziceai că Scorzeny, eu sunt ăla omului Hitler, înțelegi? Și am ajuns acolo și atunci l-am cunoscut pe Aftanil Aftanilovic Mkaradze, șeful armatei a patra. Numai aici, unde arăt eu acum, dar nu vedeți, n-avea decorații. Tot era numai îmbrăcat în decorații. Așa fapte a făcut ăsta în războiul care îl știi tu și nu îl știu eu, pentru că eu sunt mult mai tânăr decât tine, corect, domnul Mihai Gâdea, care arăți senzațional, că tu te mai lăudați. Da, lasă, când plec îți dăruiesc batista. Mulțumesc. Asta, care e foarte bună, dar așa. Și acum, despre ce vorbeam? De Picasso. Da. Am făcut pauza asta ca să cunoști și tu pe Aftanil Aftanilovic Mkaradze, care dar ridica paharul de coniac și toți cu același pahar. Nu era COVID, chestii, că acum beau după ăla, să nu beau, să-mi dea COVID. Toată lumea cu același pahar? Același pahar de coniac mergea și ajungea la mine. Și atunci ăsta Mkaradze, care știa că Ceaușescu a vorbit și i-a înjurat pe ruși, atunci când i-a înjurat, făcea Scorzeny, adică mă dușmănea pe mine, știi? Și venea paharul la mine. Și eu spuneam... Хорошо. Жди меня, я вернусь только очень жди, începeam din Simonov să vorbesc, tot se uita la mine și eu între timp mai tot ridicam paharul, dar aici aveam găleată, pac, și turnam în găleată. Eu dacă beam atâta coniac cât beam eu, eu la ora asta eram mort de mult și spuneați, ce păcat de pierse, cum a murit, a băut coniac la ruși. Înțelegeam. Asta e. Acum, dar asta... beau, n-aveau nicio problemă. Nicio problemă. Toți erau decorați, toți erau ăștia și nu erau invitați decât aia care participau la film. În frunte cu Iura Ozerov, care mă iubea pe mine și spunea, tu, ochin, хороший актер. Adică tu ești un actor bun. Că îl rucam pe strâmbalăul ăla. Ori vreau să-ți spun că eram bun, mai ales că am învățat și textul în limba rusă și limba germană. E greu. Limba germană e ori dai cu fierăstrău un creier, ori renunți la limba germană. Eu da, când auzi și limba rusă mi se pare că e cu... Nu, e frumoasă. Limba rusă este fantastică. Afară de unul singur care nu trebuie să vorbească, dar nu-i mai spun numele, că e a treia oară când îl pomenesc. Treaba lui, asta e, nu-i treaba lui, e treaba noastră. Da. Dar păcat că nu mă trimiteți ambasador acolo ca să-i explic lui Nea Vasile ăsta, cum îl cheamă Putina, uite care e chestia bătrâne. Vreau să-ți spun o chestie, ai cam exagerat cu ăsta, ai omorât copii, ai omorât femei, clădiri, le-ai putere. Îmi pare rău, am venit cu o veste tristă. Trebuie să te... să te lichidăm. Și nu te lichidez, îți scot pistolul ăla cu șapte țevi din mergela, tu ding, 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 ding. Și te-am și s-a liniștit treaba. Și aici treaba. Acum mă joc, dar nu prea ai da, de jucării. Da, dar ai spus, ai făcut referire la Picasso. La nu, la dramele astea care nu se mai termină și la copii termină. Și ca femei și civili și... E că e să ai război în Europa, în anul în care noi suntem, este dramatic. Da. Haideți să ne întoarcem. Și eu glumeam cu mulți, care spuneam, încă mă, uite, suntem cu toții aici, în diverse ocazii. Haide mă, mâncați că vine războiul. Auzi mă, și vine războiul. În secolul ăsta, mă, război, mă. Să omoare oameni, să-i arunce în aer, să-i împuște. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Într-o zi, gândindu-mă la cei care au plecat în ultima vreme, Caramitru, Lulescu, care mi era foarte prieten, îl iubeam. Zic, bine că n-au prins ăștia tot ce se petrece acum. Bine, așa am spus eu în gândul meu, n-am povestit cum. Ți-e teamă că lucrurile astea o pot lua razna? Mai razna decât sunt? Da, eu nici nu vreau să mă gândesc. Da. Pot să ia.
Mă, dacă nu are niciun... Ce aia, că acum face, nu știu ce, cum se cheamă acum, ce a inventat el să facă din ăla, nu știu cum, referendum. Ca să semneze, cum? Referendum. Da. Ce e? Care? Pentru ce? El nu mai are nicio limită. Eu gândesc că ei special îl lasă să facă lucrul de asta, ca să-l prindă cu greșeli mari, ca să poată să-l oprească.